Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Deci mă uit la noi și văd, tu vezi cât de bronzat suntem, mă, Cristi? Ești mai bronzat ca tine. Tu mai bronzat decât mine, n-ai cum. Ia lăsați-ne în comentarii care e mai bronzat, Cristi sau eu. Ha? Eu sunt negru pe față. Și sunt negru în cerul gurii, ca măcar un vârf. Ce faci, bă, băiatule? Păi uite și tu ce e acolo în spate, băi, Cristi. Luăm noi ăstea și să facem frumos aici și să luăm doi paleți de aia, punem unul peste altul și să le aranjăm și să le punem aici. Hai, da, dar astea trebuie dat ce ai jos. Da, îi dăm după ce punem ăia. Da. Ia ziceați-ne, oameni buni, vreți să mai punem cât un rând de căpriori ca să, că toată lumea zicea, domne, că nu ține, că e țap, că nu-i țap, că nu știu ce, că una, că alta. Bă, n-au mai terminat, mă, ăștia cu treieratul. Nu, e cu discul. Cu discul. Mie mi se spune combinator. Nu la aia, te-ai văzut acolo. Oameni buni, vrem să mai venim cu câte un căprior ca să fim pentru toată siguranța și pentru toată asta. Eu oricum eu zic că nu o să se mai lase sau ceva, dar pentru orice eventualitate zic să mai venim cu câte un căprior să stăm noi liniștiți așa, zic. Eu zic că nu mai trebuie, dar hai să facem și chestia asta. Hai, bă, Cristi. Păi și ce facem? Îi prelungim de jos și băgăm direct, a? Da. Da. O să ne trebuiască niște... Dar câți mai sunt acolo? Sunt 12 bucăți? Nu. Ia să vedem. A, dar ce ai, bă, băiatule? Ce e aici? Astea iar au scos pui. Astea scot pui ca iepuroaică de 3 ori pe lună. Ia să vedem câți ăștia mai sunt. Așa. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sunt suficienți, 12. Sunt suficienți, băi. 12 ăștia și mirgheruiți și dați frumos așa, îmbinați de fapt și după aia dați cu vopsea și făcuți. Nu? Da. Ca să nu se mai ia sau să ceva. Aia, în fine, aia facem frumos așa la umbră, nici nu ne stresăm prea tare. Te apuci tu să... Ia uite tu ce cântă astea, mă. Te apuci tu să termin de bătut aia acolo, da. Și eu mă apuc să iau motosapa aia, îi bag benzină, îi bag ulei, îi bag amestec, îi bag alea și mă apuc să tai în... Să vedem, tai în față aici, tai acolo, tai acolo. Ăsta încarcă? Încarcă. Bă, dar ce încarcă, bă, ăsta, bă, cu 30%, bă? Ce ai făcut? Păi, dar tot a mi-arat. Ia să vedem noi ce se întâmplă aici. E cu skepsis. Ia. Haide, conectare. 186, gata. 200. Și-a revenit. E, și ne apucăm să-i dăm talpă, oameni buni. Hai, bă, Cristi. Cristi, Cristel, Cristinel, Cristoiu. Hai, bă. Dacă... Că dai și trusa de prim ajutor. Ce trusa de prim ajutor? Că m-ai și speriat. A, e de aia cu chei, cu chestii. Cu... Ia să închidem noi porțile aici. Că nu mai avem treabă. Poate mai târziu, dar deocamdată... Doamne, deci cât taburienul le-au crescut aici. Nici nu pot să cred așa ceva. Într-o săptămână să crească așa ceva. Mai vine, oameni buni. Mă apuc să fac puțină ordine aici. Să-i bag ce-i trebuie la asta și să terminăm odată lucrurile pe aici, că ne-am apucat, și să le definitivăm cum trebuie. Așa, mă. Am luat aici turbosuflanta. Să-i băgăm niște benzină la fată. Pe
afară cu benzina. Așa. Și eu nu știu cu alta de bătut. Până îi bag eu benzina, zici că termin tu? Mai am rândul ăla. Și pasta, pasta o luăm și o băgăm înapoi în garaj, nu? Ne ajunge, bă, și pe spate, nu? Ne ajunge. Nu, ajunge mai rămâne. Și asta e adevărat, da? Benzina zic că e aici, nu? Așa. Benzina este aici. Să iau niște... Ia și tu scara aia. Care scară? Asta. Stai așa un pic. Stai că am văzut aici ulei de la de amestec. Asta e de amestec, nu? Așa. Vrei să-ți iau scara să poți să bați? Bă, oameni buni, dacă știți cum sunt perele astea, mănânci de n-ai văzut așa ceva. Am mâncat aseară cum am venit. Ia, stai așa să le arăt oamenilor perele, uite cum sunt. Coapte, coapte, coapte. Dar nu prea merg acum, că... Dacă bei cu suc, te cam cași pe tine. Îți mai țin scara sau merge? Nu, dă-o în jos. Eu am, nu știu pe unde mă dau jos. Adică da, și ce te întreb eu pe tine, că tu ești omul pe iangăn. Așa. Da, de seară. A? Ce facem până la urmă? Că eu parcă ai mâncat porumb de lac. Eu de pepene sunt cam săturat. Ai mâncat pepene, a? Vrei să fierbem porumb? Da, normal. Păi și ce? Porumb până acum n-am mâncat. Bă, nici eu n-am mâncat. Pepene am mâncat de malătaci, mai ales când a fost căldurile alea. În frigider, când veneam de la muncă, băgam de... A. De două, trei felii alea rezi și mă lua somnul imediat. În fine, hai bă, dau o sticlă goală pe aici, o găsesc. Să fac niște benzină. Hai bere pe aici. Până acum berea... Nu rămânea nici picătură cât era mordeală pe aici. Nu mai e mordeală, toată berea se duce la boabe acolo. Gata, fraților, mă apuc să fac benzina aici, îi dau pe repede înainte și mă apuc să... Da, să... Dacă tot bagi berea la boabe, umple sticla și bagă și apă la boabelele. Zici tu? Păi. Păi știi ce aș face mai bine? Aș băga în butoi și aș lua din butoi o găleată și bag în boabe și le completez. Ce asta? Așa. Am făcut și amestec. Am făcut tot ce... Hai că ce? Ai terminat? Da. Este bun atunci. Hai să fac plinul și la... Da, cred că nu trebuie cum să fie aici, să fac acoperit, să vadă cum e aici apus. Am luat ce crepa, le-am îndreptat din ultima dată. Da? Așa, domne. Să-i facem aici plinul. Bă, dar intră ceva în asta. Intră, pe aia are un litru și ceva. Opa! Hai că nici nu s-a umplut. A băgat până în vârf. Asta e tipul meu. Și era pe aici? Da. Dar nu înțeleg de ce eu fi dat unchiul gaură în ăsta să respire aici. Ce? Are gaură. Are gaură aia? A? Păi aia așa e de la el, nu e că-i dai gaură. Păi tot. Da, dar iese benzina pe acolo. Așa e, de dracu. Da? Da. E, te bagi tu sau mă bagi eu? Mă bag. Vezi că are și curea dintre aia, dacă vrei să o pui după gât. Aia o pun dracu, e scop, așa. Ia de-i talpă. Nu-i mai da cu șocul, că e cald acum. Hai că nu ești! Dată-i pe aici un pic să vedem cum merge. Și către eu ușor să dai cu ea. Hai
Merge, da? Merge? Da, până pe aia, că s-a reținut de la ăsta. Hai, dă-i! Ai, o frate. Unde te bagi de tot benzina? A? Dar și aici marginea asta, uite. Hai! Ia bagă-te aici! S-are discul ăsta direct în cap. De ce dracu ți-a v-au rămas? A, ăla de la gard au rămas, ui. Da, ui. Mai e vreo una în afară de aia? Mai trebuie să fie una. Și aud dracu că nu mai puteam să ne mâncau balaurii aici. Ar trebui și astea date într-o parte, puse aranjate aici, gata, oameni buni, dăm pe repede înainte. Mă apuc eu să iau astea de aici, să le dau într-o parte ca să poată să dea cu ăsta și revenim după aceea. Hei, ne-am oprit și noi să bem un par de suc rece. M-am apucat, am scos din căpiorea. Cristi a tăiat pe aici, că ne mâncau balaurii, ne mâncau, uitați-vă și voi, acum începe să se lumineze treaba aici, mai este în spate aici, mai este pe aici un pic de tăiat, dar am vorbit cu tata între timp și i-am dat să ne ia vreo 60 de bucăți dintre astea de dipluri, ca să facem și căpiorea, să-i mufăm, să-i facem cum trebuie, să-i șmirgheruim cu flexul, să le dăm și vopsea. Da. Pardon. Așa că, mersi, așa că ne apucăm, îi facem, îi vopsim până seara ca mâine să-i și plantăm aici, să scoatem teurile astea de aici, să nu le mai ținem, că cu încă 12 de-astea nu mai are ăsta moarte niciodată în viața lui. Și scăpăm și de partea cealaltă cu placbenzile și putem să venim cu scândura direct pe căpriori, înțelegeți, ca să nu ne mai muncim, să ne mai pătimim acolo. Și asta vrem ca mâine să terminăm.
Să terminăm de tot, să terminăm cu partea asta de acoperiș, să nu mai aud el. Și după aia să-l cam închidem, să închidem și în partea aia, și în partea asta. Nu știu dacă ne apucăm noi acum să mai facem picioarele sau să mai facem asta, dar lăsați-mi în comentarii aici, să ziceți-mi și ideea voastră dacă am luat și am face peretele din spate direct din BCA. Credeți că e mai bine din BCA sau să facem cu ăsta cu USB? Eu am luat și USB, oricum USB-ul o să-mi trebuiască la tavan, o să fac tavan la camera asta aici. O să luăm CD-uri și UD-uri. UD-uri, bă, nu UV-uri. UD-uri! Ia lăsați-ne, oameni buni, în comentarii, UV-uri sau UD-uri? Eu zic UD-uri, Cristi zice UV-uri. Hai să vedem, care are dreptate? Meșterii lupește prăjit. Eu am dreptate. Ia caută pe net. Hai. N-am net. Na, îți dai eu telefonul. Cauți? Da. Ia, stai așa să... Dar unde ți-e telefonul? Aici. Păi ia caută, hai. Chiar sunt curios. Ia să te văd. Ce... Ia uzi, urlă ia manelele. Ce urlă manelele acolo, ia uzi. Și terminăm până mai încolo cu căpriorii. Ia Cristi, CD-uri și UV-uri. UV-uri, ia să vedem, UV-uri sau UD-uri. Deci hai răbdare. Hai să vedem. Are dreptate sau nu are dreptate, Cristi? Lăsați-ne în comentarii aici. Deci cum e, Cristi? A? Băi, dar ce cauți? Ia. Se încarcă greu că n-am semnal bun. Păi dacă ai stat aseară și te-ai uitat la meci, bă, dar ce i-a atins Craiova două bucăți la damă lui Dinamo. CD-uri și UD-uri scrie. Și vezi dacă găsești. Ai găsit? N-am găsit. Scrie, mă! Mă! UV-uri, auzi? A, ce să mă, facem unghii? Da. În fine. Lăsați-ne voi în comentarii până găsește Cristi aici, că ne apucă noaptea. Avem buni. Ne apucăm ușor, ușor. Ne apucăm de treabă. Să facem ce avem de făcut aici. Bă, oameni buni, ne-am gândit, ne-am sucit, ne-am învârtit. Ați văzut că am scos căpriori ăștia aici. Să întărim rezistența acoperișului. M-am gândit eu mai bine. Și mă duc, frate, să iau niște grinzi dintre alea 10x10, le bag între ei și am terminat macazul aici. Nu o să se mai miște și iau de 4, nu de 4, de 5 metri ca să-mi iese în afară. Bătem scândura și am terminat bălciul. Mai dau 20 de milioane în plus, dar știu că este lucru ca lumea. Nu mai stau la discuții, că cârcă, mârcă, alea și am terminat tot macazul. Mergem la Caracal, Cristi. Mergem la depozit să vedem ce găsim. Ia. Ducem la depozit că nu se mai poate. Nu se mai poate că e moarte de cal, oameni buni. E moarte, mor cu zile aici. Ne vedem acolo la depozit. Și am aterizat din piață. Am luat o bășică dintre asta pentru idofor. Suntem în piață aici, gata, mulțumim mult, vă salutăm. Oameni buni, că mai avem să luăm, încă nu sunt foarte sigur ce să fac cu grinzile alea. Tata am zice să luăm niște grinzi dintre alea, eu nu știu ce să fac, cred că am stricat puțin aspectul estetic acolo, dar cred că le luăm.
căpiu. Îl vedeți deja, l-am băgat aici în spate. Am luat deocamdată decât unul, să vedem cum vine. Dacă vin cum trebuie, venim și luăm și pe restul 11. Grindă, pardon. Băi, căldură de cald la cine. Mamă, și o căldură de moarte. Ne vedem de la Bondre, nu mai stăm să mai lungim. Ne-am ajuns și noi acasică. Am luat o grindă dintre aia de probă să vedem dacă o să vină și estetic și o să vină cum trebuie, ca să fim siguri să nu se mai lase asta vreodată pe viitor. Am luat 10 pe 10 ca să fim siguri. Între timp Cristi aici s-a apucat să taie niște roșii să mâncăm și noi un pic, că astăzi noi n-am apucat să mâncăm nimica. Și ăștia care rămân căpriori ăștia, avem unde să-i folosim, nu-i stres, nu-i nicio problemă. Iau și fac să îi stea. Și am luat la 5 metri, am luat 1. Să-l punem să vedem exact cum vine. Dacă îmi place cum vine și asta, luăm 12 bucăți, băgăm pe jumate și am terminat bâlciul la fiecare chestie. Și atunci chiar că nu mai are moarte. Poate să vină și 5 km de zăpadă pe el. Zi Cristi, atunci mai are vreo moarte cu alea? Știi ce n-am luat noi în calcul? Că e foarte greu și în drila aia. Că dacă era tablă, era ușoară. Dacă era tablă, era ușoară. Și în drila asta, în schimb, e foarte grea. Nu e nicio problemă, oameni buni. Imediat facem ca la carte, așa cum trebuie. 12 de-astea și nu mai avem nicio treabă. Și atunci vine cap, gândiți-vă la 5 metri. Dacă le puneam așa din prima, nu mai aveam niciun stres. Nu mai sudam plac bănzi, nu mai făceam nicio... Nu mai munceam aici iar încă o zi în plus. Da, nu mai contează acum faptul consumat. O să venim cu olea și totul se aranjează și vine exact cum trebuie. O să fie exact ca la mama lui. Pe mine, în schimb, m-au rupt țânțarii. M-am nenorocit pe picioare. Am niște... Ia uitați-vă și voi cât am astea pe picioare. Avem brânză de burduf aici. De burdoi. Cu roșii de țară, de la urică. O să-l pomenesc pe urică pentru roșii de astea. Am mâncat aseară cu o poftă. Am băgat aseară o pâine întreagă. Da, cu roșii și brânză. Pe nici nu merge o pe căldura să mănânci altceva. Mamă cum e. Cât am fi noi de moră după asta, mă. Tot roșiile cu brânză sunt. Cred că de seară nu mâncăm noi mare lucru. Și eu zi la fel. Dar parcă mai rămăsese niște cartofi aici de data trecută. Ai luat-o și ai băgat? Normal, am băgat atunci în garaj. E băgat în garaj, da? Hai să ne dăm puțin în, să facem atmosfera aici. Ia, dă Cristi și mie niște. Ia că tu rup direct de acolo, nu la tu colțul. Vezi, te iubească soacră ta. Mamă cum e. Merge o brânză, e criminal. N-ai cum, mă. Ce trebuie, mă. Brânză de la mama ei. Rețeta secretă a lui Ionica. Ionica, dacă te uiți la vlogul ăsta, ai ști că brânza asta e ce trebuie. Cum e, o? E bună. Gata, fraților, mâncăm și noi. Și venim cu grinda aia. Nu mai lustruim, nu-i mai facem nimic. O punem exact să vedem dacă vine cum trebuie. Eu zic că o să cam trebuiască bătut. O să trebuiască data asta de aici după față. O să o punem pe undeva pe mijloc pe acolo să vedem cum vine. Ca să nu ne mai încurci, știi? Cel mai bine. Da, imediat revenim și vedem exact ce putem face. Hai bă, Cristi, am mâncat, am făcut ce am făcut. Ia hai bă să desfacem ăsta din mașină și să-i facem proba, frate, că... Bă, dar asta s-o fi încărcat, nu? Ia să vedem dacă s-a încărcat. Are cât are? Are 95% și încarcă cu 170. Ia să vedem noi. L-am ancorat, oameni buni, în duba aici, că ăsta e la 5 metri. Cristi, Cristel, Cristinel, Cristoiu. Mamă, ce e aici? Ai făcut fundiță? Făcut fundiță.
fetiță cu fundiță a plecat la grădiniță. Mama mare l-a luat și în gură l-a băgat, în ciorbă l-a băgat. Așa, bă. Ia să vedem. Hai ușor. Să tragi ușor de el așa, să nu zgrii salteaua aia. Ia. Pardon. Da, Doamne, poci, porci, că pocii ne avem destule. Sau... Oare o nu mai iese? Bă, caș pe el, băi. Și mama mare l-a luat și în ciorbă l-a băgat. Da. Ce? Dă-i du. Am vrut să-ți dau pe degetul ăla mic cu el, dar n-am nimerit. E, cum facem, mă, cu el? Ia uite și tu, am vrut folia după salteavă cu asta. Bă, Cristi, bă! Băiatul era cu porumbea că... De unde ai luat porumbi? I-am cerut. Păi de unde ai luat porumbi? Ia uite. Mamă, facem porumb fiert. Facem? Faci. Bă, de unde dracu i-ai luat? Când dracu i-ai luat? Bine, așa dă vorba cu femeia aia. Se și fără porumb. Mor. Am și-a luat porumbi. Băi, fii atent. Pe zgâtul ferar, gâtul mă cheal, drac. Băi, fii atent cum facem. Mergem mai să-i facem proba la asta. M-a cam mâncat în țăreau seara. Băi, dacă nu ți-ai dat cu Auxan. M-am dat la degeaba. Fii atent cum facem. Mergem, hai să-i facem proba la grinda asta. Bă, grinda asta că vine exact ce trebuie, mă. Dacă puneam noi de-astea din prima. Păi nu mai așa, bă, cirea țiplă. Păi da, da. Meșteri, meșteri. Ia. Mamă, dar ce grea e asta să mă bată, tata. Ia. Ia. Ia, stai așa ușor. Ușor. E ușor că n-am pe unde să mă duc pe aici, joi. Așa, ușor, 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 că îmi rup picioarele aici. Ia. Bă, dar să știi tu că ăștia cam verzi, prea sunt uscați. E, și dacă asta îl punem pe ăla să-mi aleagă, îl iau și îl cinste, să-mi aleagă de aia exact ce trebuie, de la mama lor. 5 lei. Bă, hai să o punem pe mijloc aici, joi. Pa, pa acolo, uite aici pe mijloc. Da. Știi cum facem? Ia pun-o jos. Fii atent cum facem. Deci oameni buni, ca să înțelegeți. Vrem să mai venim între astea, subțirile, între căpriori ăștia, între... Unde vrei ca să pui? Bă, hai să-l punem printre astea pe aici. Printre astea? Da. E bine că vreau să dau tu jos. Hai. Vrei să dai tu jos? Dar de ce să dai tu jos? Că putem să punem printre ei. După aia dăm teurile. Printre ei. Printre ei. Păi fii atent să le punem să vadă și oamenii aici. Păi bă, Cristi, nu cred că e bine acolo. Vrei tu să-l bași pe gaură aia acolo? Ce? Știi, dar știi ce trebuie făcut, nu? Că o să trebuiască ca să intre. Mi-e teamă că o să cam trebuiască date... Dă-te scândurile jos, ăla l-a încărcat, nu? La bormașină. Hai să o băgăm pe acolo și ne ducem cu ea în col, știi? Da. Și dacă nu vine cum trebuie, dăm și scândura aia jos și eu sta la vista, baby. Ia tu de ea de acolo. Mie să nu trebuiască decupat, de-aia mi-e frică de munca aia de om nebun, știi? Dar și ce greu le zici când ai mâine după ce ai mâncat? E, mi-e spui. Ia, urcă-te tu că ți-l dai o mână. Da, îți facem invers. Nu. Pe așa nu convine. Nu vrei să-l dau o mână? Nu. De ce, o? Căpriorul, oi. Nu, mai las. Ia. Mă, ce greu să ridică după ce mănânci roșii. Dar lasă-l la mine, contra mine, dar fii de sus. Că la aici le iau eu. Mâine să mor sus, mă. Te bagă la prima dată cu cap pe aici. Păi, dar de ce să muncim de două o dată când putem să muncim de două ori? Mai bine muncim de două ori. Îl bași cu capul pe acolo. Eu ți-l împing de aici, de la spate. Eu ți-l împing de la spate. Mă, căpriorul, hai! Ha!
Ba mai bine îl împing eu, că ești eu. Nu, mai bine nu îl împingi tu, că tu ești mic. Da. Să-l împing eu, că sunt mai mari. Merge rachetă. Rachetă merge, stai așa puțin. Așa. Ia. Ușor că ai dobor casa lui Neamitel. Hai mai te vând. Ușor, ușor, ușor că se duce. Se duce casa lui Neamitel. Ce ai făcut ăla? Ia hai, bă. Ce-a făcut ăștia? A călcat mielul lui Neamitel. Ăla cu o nară. Cred că i-a pupat băia. I-a pupat boboșelul. Hai să mai dăm un pânt. Nu mai văd că dobor casa. Hai, Nicu. Ia, hai. Mai dăm? Mai e nu mai e o că... Hai mă! Ia! Nu mai e o că dă-i ori! Băi! Băi, lasă dreagul cadă de casa pe noi, băi! Nu mai cade pe neamnă de cadă! Ia uite! Bă, de bun, mă, de stricat, dar de repara pe noi! Ia uite! Băi, hai la... Nu mă văd mine acum să stric pășorul ăsta, că în jumătate de oră nimic nu mai e de el. Păi și eu nu fac o jumătate de oră. Eu fac 20 de minute să-l părăm pe tot. Bă, o să dea mișto, bă, cu astea, să vezi, tu râdem, glumim, dar... Și nu ne mai muncim, vine și băgăm și scândura și am terminat bâlciul și gata. Nu? Da. Vrei să pun masa aia acolo, să mă duc, să mă urc pe masă, să-l bag pe sus pe acolo? Păi da. Dar știi care o să trebuiască chestia făcută? O să trebuiască bătut de acolo încolo. Dar îi dau 2-3 tărna cu o bordă sus. Că nu știu dacă o să meargă cu teurile alea ridicate, știi? Bă, ce? Bă, nu mai văd că cade dreacul coșul ăla pe noi. Ia uite așa. Bă, nu mai văd. De acum acoperi și în 2 secunde. Ia stai așa, să trag eu masa aici. Masă sau scaun sau ceva. Mai că trag masa aici, stai așa puțin. Ia uite și tu, cum se numește asta, bă? Cum se numește, oameni buni, asta? Cum îi zice la asta? La gărgărița asta. Dacă știe cineva cum se numește asta, să-mi răspundă în comentarii aici. Ia zi, Cristi, cum se numește asta? Aia? Urechelință de odrec. Dar și încearcă să mă înțepe cu ea. Mă, dacă și mai drămat ceva pe telefon. De mantă, care pe de ia. Tragem cu a. Atâta. Băi, dă-l mai încolo. Dă-l mai încolo. Ca să nu cap poste aici. Așa. Așa, bă, băiatule. Asta zici că erau desenele alea animate cu care avea bâzdoaca asta. Ia lăsați-mi un comentariu aici. Avea cineva din desene o gheoagă dintre asta. Mamă, dacă de-alea... Ușor că îți rupi. Îți rupi fermoarul de la... Ia mâna de-asta pe cărcări. Că dragi și-l găsește. Mamă, cât am mai asta. Ia ține voi. Dar te atent că e veche, asta e bună. Asta? Asta e bună de bătaie. Asta... Și mai e una. Dacă ai dat una de-aia pe cărcări. Mă duc eu cu el să văd dacă intră pe acolo. Dacă nu intră, o să trebuiască să dăm... Să dăm mâna jos. Dar ăsta ce dracu mai ți-a aici, cred. Ce, nu-i al tău? Ce, e gol. Ia-o. Ia-o. Auzi, cred că o să trească să luăm un de la de polistiren. Aha. Da, da. Aia, se vede că n-ai... N-ajung, trebuie un de la de polistiren. Ia du-te, o, și dăm un de la, un bat dintre ăla de polistiren în coasă. Ia. He. Oameni buni, când o să venim cu câte o grindă dintre asta cap-cap, eu zic că se schimbă radical treaba aici. Radical, radical, radical din 14, ia spuneți în cât este. Puneți în cât este radical din 14. Așa, bă, Cristi, Cristinel, Cristel, Cristoiu. Da, hai, bă, eu nu să facem pariul ăla cu cuit de 10 bătut dintr-o lovitură. Nu o fac. De ce? Nu știu dacă mi-e... Ia-o, mai împinge-l un pic, așa.
Hai mă, vedem de la sticla de bere. Ce să facem? Care bate cu ăla dintr-o lovitură? O facem. Fii atent cum facem. Dar dacă l-am bătut din prima, dai berea. Da. Da. Bă, trebuie mult un pis de acolo, bă, neapărat. S-au bătut. S-o duce, bă. O să cam muncim un pic la manevra asta. Ia mai ține la ea puțin în sus. De ce? Ține la ea puțin în sus. Lipit de ăla. Așa, hai. Dar tu nu vezi acolo, nu e bine că are burtă. Are burtă în sus, ăla aia ce e că facem acolo. Unde, bă? La jumate, are burtă în sus. Îl întoarcem invers. Nu, acoperișul are burtă în sus. Are burtă în sus? Aha. Uh-huh. Jos are, nu în sus. Ba da, în sus. Da? Ce-i facem? Vorbim frumos cu ea să se ridice. Scândură! Hai mai sus, mâncați-și gura ta și tupa mea, hai! Hai mai sus, bă, Cristi. Că ai treaba, cred că trebuie urcat pe gard acolo. Și luat așa frumos. Mamă, o să trească scândura asta dată jos aici. Să o dăm, să știm exact de unde a venit. Și ca să putem să o și punem după aia. Nu cred că vine bine, bă. Hai, că eu nu cred că vine bine. De ce? Nu cred. Cam e că stai asta nu-ți place și... Ha? Că știu eu că nu-ți place și vrei să nu facem aia, punem tot de ea. Nu, bă, ești nebun ce ai. Bă, ăsta țapele ăsta, nu mai mișcă, om, în cața și gura, vezi cât e asta de grea? Păi grea, da, și 10 pe 10. Două grea cu asta, chiar că nu mai mișcă vreodată. 10 pe 10 și am terminat bulciul. Da. Și gândește-te că mai sunt și ăștia, o să rămână de formă, o să rămână ăștia. Da. Poate greutatea o să se lase pe asta. Nu? Mai mult ca sigur. Și prins cât un diblu dintr ăla lung și ai rezolvat problema. Diblu acolo, diblu acolo. Și pași la gară. Nu mai scapă niciodată. Dar tu ce frumos e să stai cu asta în braț aici? Mordă, drag. Păi bă, fii atent cum facem. Eu stau aici și filmez și tu stai cu ea în brațe. Totuși, hai să o băgăm, să vedem cum vin. Hai. Ia du-te și dă-mi bormașina aia ca să dau scândura asta jos. Vrei bormașina? Da. Ia. Ia, fii atent ce vreau să fac. Oameni buni, vreau să dau... Vreau să scot diblurile astea de aici, să le dau scândura asta, să o dau jos. L-a încărcat, nu știu. Uite aici, uite pe masă. Și bagă-i bateria cealaltă, l-a încărcat. Vreau să facem... Ai nevoie de baterii? Eu așa zic, ce? Bă... Eu zic o să fie ce trebuie aici, uite. Și atunci chiar că nu mai cârie nimic. Nu se mai lasă nici să îl piși cu ceară. Ai rezolvat? Da, acum stai așa. Hai. Ce îmi plac negresele astea. Poate scăderea în cap, scândura aia. Mamă, Cristi, ăsta s-a tamnut filetele la ele. Mamă, cum scoate bine astea, o? Ha? Nu știu. Ai urâtă treaba. E urâtă rău de tot. Ăsta are filetul făcut praf. Da. Ce facem ăsta? Da, așa puțin că nu se observă. Ha? Acum am văzut și eu. E făcut varză filetul ăsta. Păi vedem cum facem. Ce ai bă că nu mai cădea scândura aia de acolo? Bă, dar cum o scoate, bă, ăsta, oi? Și ce putem face? A. Îl tăiem cu flex. Altă variantă n-a trebuit aici. De-aia ta să încerc și eu. Hmm? Să încerc și eu. Ia. Încerc, mă. Când o
Spun 100% că nu mergi. Dacă mergi. Dacă mergi, dar nu mergi. Bă, dar eu azi am ceva, că prea mult v-am jurat. De ce? Păi dacă una mea. Atunci chiar, după ce punem astea, chiar că îi luăm teoriile alea, că nu mai are rost să le mai ținem. Așa, așa trebuia făcut de la început, bă, și nu mai aveam nicio grijă, nicio treabă. Trebuia, dar cu meșterul pește prăjit. Nu le mai pomeni numele, că ia încercă, mă. Vă zic că nu poți. Prea mare proști. O vezi cum e? Așa, că se rezolvă. Ce vrei să faci? Ce vrei, mă, să faci? Stai că nu știu unde e trânsa aia mică. Vrei să iei cap de la mai mare? Da. Ia vezi, asta merge. Ia. Se învârte cu totul. Trebuie mai mare. Mai mare? A, bă, e bun, bă. E bun? Da. Cu ăsta s-ar putea să o scoți dacă îl bași cum trebuie. Ia. Vine acolo. Ai un coș. Să nu vrei să mă dai de aici ca să poți să-i dai ca lume? Da, da. Ia. Ia încearcă. Și dacă faci ăsta figuri, ia altul mai mare. Dacă îl bagi, dar trebuie să-l bagi dinainte. Ca să nu apuce să-și facă loc acolo. A mers, a? Bine, Cristi. Bă, dar iau, s-aud Cristi. Bă, iauzi. S-aud greierii. S-aud greierii, bă. Ăla e pui de greiere. Dar e stricat la stomac. Ce ai, că nu-l dai în jos? Păi, dar cu capul ăla l-ai dat. Dar cu ăsta nu poți. Ia dă-l, bă, și din partea cealaltă. Bine că nu le-am fixat să le dăm ca lumea. Dacă le dădeam ca lumea, munceam de ne luau dracii la ele. Hai. Și acum trebuie să mă sui sus. Trebuie să pun scara aia acolo, că n-am pom să mă sui. Sau băi, păi, băi, dacă tot asta, hai să-l băgăm aici. Hai să-l băgăm cum vine. Să vedem cum vine și după aia îi facem manevra totală. Ia. Vezi că o să trebuiască să tragi un pic de el. Ai tras de el, cam mult. Băi, hai să mă duc eu pe scară, băi. Hai să mă duc eu să împing. Stai să iau papucii, că mă duc. Dar dracu' e cam greu. Că eu ce ți-am zis, că nu e simplu așa. Și te duci până în cap de tot, te duci cu el. Mai eu până în cap de tot cu el, dar hai eu dată cu mutare mână. Ia uite ce joacă scara asta, bă, zici că faci hora pe ea. Da, așa. Ia uite, bă, dracu. Ce ai, mă? Ai un rechel de treabă, ce ai? Sucă, are și ea viață, bă. Dar dai cu capul în aia mai întâi, să vezi că e din prima. Ia. Dă-i. Hai. Aha. Bișcotată. Da, da, vezi să nu. Nu merge. Ce mai ne vrei facem? Opa, dracul. A? Ui, fii atent ce facem. Hai să mai bătem în teurile alea. Ui. Uite acum, dacă ai putea să împingi. Dacă aș putea, stai, dar să încerc. E, dar nu merge, băi. Bă, că ăsta dracii în el să bage. Hai. Stau să mă chinui cu el până mine dimineața. Băi, știi cum putem face? Dacă băgăm un teu din... sau împingi mai mult în teul ăla, sau îi dai de fapt niște ciocane în ăsta jos acolo. Ia dai niște, uite ciocanul sub scaun. Da, târnăporcul unde? Sau târnăporcul, dacă dai cu târnăporcul imediat să duce. Da, aia e manevra. Aia e manevra și după aia se lasă direct pe... Dar vezi să nu dai să miște de aici, că trebuie cineva să-i țină contra la el, ui. Hai că mă dai eu jos să-i țin contra. Hop! Nu-i mai da la ăla. Dă-i la ăsta aici. Dă-i scaunul de aici. Dă-i spuia, dă-i, dar stai așa un pic.
Gata. Dacă nici acum nu intră. Nu mai dau ei. Nu mai dacă deja e prea mult. Ești nebun la cap, ai nebunit. Gata. Ia, hai că mă duc să încerc acum. Hai, da, dacă nici acum nu intră. Să trăi sănătate, numai bine. Doamne, da, ajută. Dacă nici acum nu intră. Așa. Dă-l uite aia cu drujba. Intră acum, văd el direct. N-are cum. Și toată greutatea o să se lase direct. Dar știi care e treaba? După aia trebuie scos și șlefuit. Trebuie să luăm în calcul și asta să nu muncim de două ori. Dar cred că este repede, că e saltat ăla. Hai, lasă-l drept că nu vezi clar. Adică că... Ia, hai. Mai are puțin și ridică acoperișul tot. Mai are puțin și zici că e acoperiș de biserică. Ia uite cum se mișcă scara asta. Să mă bată tata dacă am căzut, după aia sare căcatul din mine. Ia. Hai, deluță. Ia, hai, deluță la portiță. Acum poți singur, voi cu el. Așa. Împingi. Băi, împing. Ai intrat? Hai ca puțin dacă mai împing. Hai, deluță la portiță. N-ai intrat, a? Nu. Stai așa. Băi, fii atent cum facem. Stai că mă duc eu să pun telefonul pe trepied acolo și mă duc eu și mă las în el așa. Ia, du-te tu și ia trepiedul ăla să-l punem aici, hai. Ești ce nu-mi place. Că uite mă, are bărta aia acolo sus. Aia nu se-l lasă, bă, că nu-i dau ăștia la o pat. Are burta în sus acolo, mare, da. Burta în jos. Asta nu-mi place. Care-i treaba? A. Eu zic că tot mai frumos vopsiune popește aici și lăsăm pește aici și aia e. Care voie? Uite ăștia. Dar astea, dacă le dăm cu puțin alb, astea sunt exact ce trebuie. Păi și stăm să mai muncim să mai dăm banii pe ăsta priori. Da? Care mai costă și aia, ar vă zice, milioane? Nu, stăm, mai muncim la aia acolo și băgăm. Da, nu? Timpul ăștia un pic mai scurt și băgăm așa drept. Dăm o vopsea și aia e. Stăm să ne complicăm atâta. Ne-am trebuit că era dimineață. Nu, era seara. Știi ce mai putem face? Să venim cu acoperișul să pice apa în partea aia la neamită după casă. Îmi la el în curte. Păi da și când e idee, da? Acum chiar te duci cu ăla până
La Cucuiaba. Da, la Cucuiaba. Așa trebuia. Așa trebuia. Ce facem, mă, până la urmă? Îl luăm pe ăsta, îl lustruim, îi dăm opția? Da. Ha? Oameni buni, mai râdem, mai glumim. Dar noi am ținut cont de părerile voastre. Și ca să... Că mulți aveți dreptate, într-adevăr. Și noi cum să nu ținem cont de voi, pentru că voi, marea majoritate a lucrurilor, voi aveți dreptate. Și n-aveam cum să nu vă dau dreptate, deci o să facem exact cum a zis voi, pentru că chioșcul ăsta sau cum a zis voi, cum i-a zis, bă, cineva, coșmelie sau nu mai știu cum i-a zis, o să facem în felul următor, lăsăm gluma la o parte, o să mai venim cu încă o grindă, dintre asta între căpriori. Și grindă adică. Și atunci chiar că nu o să mai aibă moarte. Adică. Adică știi ce o să facem? Lustruim asta, le facem albe, ca să dea bine cu griul ăla mat. Și venim între fiecare căpriori, dintre asta venim cu câte o grindă. Adică. Adică... Mai luăm 11 grinzi dintre astea și venim până în cap și am terminat tot bâlciul. Adică mergem mai la Caragal. Da, nu azi. Deci? Păi, cât e ceasul? 6:30. Nu, mai la 6 am închis. Păi da, că sunăm deschide pentru noi. Aia mai stau, mai mă duc chiar, mai bine nu stăm noi acum. Cu lustruim pe ăsta, îi dăm vopsea. Și după ce terminăm, facem și noi niște porumb fiert, pentru că așa e frumos, că așa se cuvine. Ca așa elementar și normal și original. Și tu vrei chiar să mă mâzglesc în seara asta de vopsea? Nu te mâzgălești. De-aia vorbești cu căpriorul și îi spui, vreau să te faci alb la față. Ce se face alb la pe față? Păi și dacă îi dau lui pensul ăla, nu poți să dea singur? Păi își dă singur cu ea. Tu nu-ți dai singur cu ea? Nu. Bă, râdem, glumim, dar cred că cam asta este manevra de făcut și rău nu dă, fii atent de lume, o să dea rău. A avut dreptate cine a avut? A avut dreptate oamenii, da. Adică taică tu. Adică tată. Nu oameni, tată. Ca să fim siguri, oameni buni, lăsând gluma la o parte, să fim siguri pe ce am făcut aici, pentru că trebuie să luăm în calcul și zăpada, ceea ce noi nu prea am luat zăpada, poate să vină 10 tone pe ăsta, mai ține dracu, mai ține, o să se lase să dea dreacu. Dacă nu o să vie cu căpriori, dacă... La fiecare asta să fie la alt dreacu, dacă mai mișcă aici. Nu? Zic, Cristi. Așa o fi, da, mimica în sete. Și vrei să bei ce? Apă. Să dea încă beri. Pe ce să mordeam? Bă, oameni buni, îl dăm jos, îl luăm la lustruit și dăm vopsea să vedem cum... Păi, sau totuși... Am o idee. Mai am venit o idee. Ce-ar fi dacă l-am, dar nu, bă, că aceeași culoare nu dă bine. Să fie unul de ăsta, unul de la unul, ai. Da, până la urmă, vorba lui Oric. Lasă culoarea la lemn. Nu mai vopsi toată ziua, bună ziua, vopsit lemnul. Nu, pentru că aici nu o să se... Tot nu scap de vopsea aia, de noi îi rupe pensulele alea. Nu, asta trebuie neapărat făcut cum trebuie. Și dacă nu-l facem? Dacă nu-l facem, nu dă cum trebuie. Și dacă nu dă cum trebuie, nu iese cum trebuie. Nu mai au mort. Așa că... Așa facem. Fii atent că... Asta e manevra manevrelor. Poate tu nu-ți dai seama, dar... Chiar exact așa trebuie făcut. Oameni buni, îl scoatem de acolo. Chiar exact așa, dar cu burta aia ce facem? Cu burta aia, dar cu asta ce facem? Hai, o dai jos, dar pe aia cum o dai jos? O dăm și pe aia jos, că se lasă după ce îi lași pe ăsta. Hai! Și dacă nu se lasă? Hai să lăsăm vorba, că am vorbit deja, am vorbit o grămadă. Oameni buni, ne apucăm, îl dăm jos, eu îl lustruiesc, dăm pe repede înainte, Cristi vine cu vopsea în spatele meu și am terminat și după aia vedem să ne apucăm de niște porumb fiert. Mai nou! Gata, domnule, am terminat și cu ăsta, i-am dat o mână de vopsea albă.
albă, 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 albă. Să vedem cum arată. Spuneți-ne și nouă cum vi se pare. Ăștia alb o să vină între ăia gri mat. Așa că țineți-vă pe poziție că o să arate într-un fel. Uitați-vă și voi cât de bine arată și cât de frumos arată. Eu zic că o să fie ce trebuie. Cu ăștia la 5 metri, numai... Cristi, tu ce faci acolo? Ia uite cum... Baie? Ia, cum ia apa acolo? E mai caldă. Să nu spui că spui găleata aia în cap. Ce? Nu ai curaj. Ia. E mai bună apa aici decât în partea la butoie, mă. E mai caldă? Da, dracu. Eu mă duc acolo la butoi, bă, băiatule. Mă duc acolo să-mi fac așa cum trebuie, ca la... Asta mare smârcâți. Ca la mama lui mă duc acolo să vezi ce băi să trag. Așa, oameni buni, că... O să lăsăm pe ăsta să usuce, ne ducem mâine să luăm restul. Și venim cu restul frumos, așa, să nu mai avem nicio îndoială, nicio problemă, nicio nimic. Să terminăm macazul ca să fim siguri că ține. Că ține cum trebuie și nu mai avem nicio problemă. Așa că... Dar parcă puteai că aș băga în cel în butoi. Păi și bagă-te în butoi. E butoiul bun? Poate rup butoiul. E butoiul bun? E, păi din moment ce ține apă, tu ce zici? Eu zic, bagi ceva în el? Păi nu bag nimic în el, băgăm apă, dar poate îl rupi când te urci în el, îl spargi. Așa că... Ne vedem puțin mai încolo când ne apucăm să fierbem porumbii. Ia uitați-vă. Am loc. Ia uitați-vă și voi la Elia. Ia uitați-vă la Elia. Stai, mă, să spun. Cine tare? Stai, mă. Stai să spun și capacul. N-ai cum să. Bă, să facem un TikTok, stai acolo. Stai acolo. Stai așa. Ce TikTok ăla. Stai așa să iau capacul. N-am fost dat ăla cu ăsta cu capul. Dar intră și tu un pic la fund. Dar mă țin gigean. Nu te țin, mă, hai. Ia să vedem ce avem noi aici în butoi, ia. Ce e aici? Bă! E, arată bine, dar cum facem, Cristi? Dăm în două, nu? Păi n-are loc atunci. Două, da. Pregătit aici cea 1. Mamă, n-am mai mâncat porumb fier de când eram pe la Tiberiu și pe la Cornel. Cornel mai făcea. Așa că mai pun aici pe foc. Bine, să nu se stingă. Așa că de-abia aștept. Fii atent. A? Ăsta nu e, da? Nu e deloc. Dar nici bun nu e. Ce? Ia uite-l. Nu e bun vârful. E bun aproape tot, ia. Na. Ce are? Mă, zic că porumb mănânc. Păi și mă... Aia, se vezi fază. Tony tot așa, e mur după porumb. Și când am fost la ăștia, la Tiberiu și la Cornel anul trecut, am mâncat Tony, pensa că capă e lui. Numai în grădina asta, toată ziua. Toată ziua, toată seara. Ah. Și băgăm apă, nu? Da. Poți să mai bagi pui dintre alea, nu? Cred că e problemă. Da, supreme, dar... Mamă, oameni buni. Dacă v-am făcut poftă sau vă facem poftă, să nu ne înjurați. Da, mie deja îmi plouă în gură, că eu sunt de la pofticios grav de tot. Și Cristi a văzut porumbii azi și ăștia sunt buni. Eu nu prea l-am crezut așa. Și când, după aia, când văd în dubă, eu nu mai știu ce a mai făcut Cristi, că a luat, că n-a luat. Când îi văd în dubă, direct porumbi. Bă, dar ce ard lemnele astea dacă le pui? Sunt uscate, ardă rup. Deci e normal să ardă. Așa că, hai să vedem ce va ieși aici. Astea erau bun să-i facem pe baltă sau un delta, când mergem. Pe ce nu luăm și când plecăm? Adică e câmpul plin, putem să ne oprim undeva să luăm. Să facem. Astea mă... Mâncăm și mâine din ăștia. Ce să mai mâncăm mâine?
4-5. Zici? Dar anul trecut n-am mai mâncat porumb. Da? Că la noi încă nu s-a făcut. N-ai mâncat la anul ăsta deloc? Nu. Gen, s-a făcut la noi, dar s-a făcut de parte și mi-a fost să mă duc singur. Ia-l și pe ăla. Eu nu prea am chef să mă duc așa singur. Și cu bicicleta. Mi-e ură să mă duc singur, că era cam departe. Ai, las că mâncăm când venim cu Și ăștia trebuie să fiarbă mult? Până să ne îngălbine ștapă. A, și lua foc. Așa că revenim imediat ce îi punem la fiert. E, gata. Gata cu el pe foc aici. Așa că Cristi talpan. Așa că zici că facem Se zic acum ceva de talpan. Nu mă mai zic nimica. Că se duce. Se duce cu gură. Păi și ce facem, bă, să mâncăm? Niște brânză, niște roșii, a? Brânză, roșii. Făceam și cartofi, dar am constatat că nu mai avem ulei, așa că facem mâine. Ce avem noi aici? Noi avem un vibe nou. Dar știți de ce? Pentru că s-au făcut porumbii. S-au făcut porumbii. Ia, Cristi, ia pune. Mamă, Cristi. Băi, nu arunca alea, să le pui după aia, păi că nu mâncăm noi atâția porumbii. Pune alea și pe masă, așa, pune alea acolo, după aia le punem pe ei ca să le țină, să-i țină așa frumos, știi? Și ăștia trebuie puși în apă, nu? Nu. Ca să se răcească. Pe ce facem? Îi încruzim? Îi încruzim? E de normal dacă îi pui în apă. Hai, pune și mie unul aici. Așa. Mă, ce bine arată. Mai pune, mai bine dă-mi-l pe ăsta, că arată mai bine. Pe care? Ăla. Pe ăsta? Nu, pe ăla, pe celălalt de lângă el, ăla. Vezi să nu te ardă. Dacă te ardă, suflă pe el. Și tu nu mai ai pretenții. Ah, n-am pretenții, n-am... Aoleu, ce mă doare piciorul. Aoleu. Mamă, cum arată. Așa, Cristi, pune aia și pune... Ar trebui pusă apă peste ei, ca să-i țină... Să-i țină puțin... Ei mi-a pune acolo pe foc și mai bagă apă. Da, apa aia o să ți se ducă la un moment dat. Dar nu poți să-i, poți să-i lași pe foc, nu-i stres. Mă, ce bine arată. Ce bine arată. Arată chiar într-un fel demențial. Cristi, dacă îi mâncăm pe ăștia, că am mai băut și niște bere, am mai mâncat și niște... Ai zis că la noapte sar direct la el după balcon. Da, păi eu cred că stau direct după balcon, ridic un picior și fac cum face câinele. Bagă o sticlă de apă acolo peste. Ca să-i țin acolo în apă, știi? E să nu vină vreun câine să-i mănânce. Da, da, dracu de câine. Vezi că câinii ăștia pe aici, ăștia mănâncă porumb. Nu, mai lasă-l așa focul. Lasă-l așa. Ia, Cristi, care să dă în el primul? Te dai tu? Ia, vezi. Ia gustă. Ai fost să arunc sare. Adică da, avem nevoie de sare acum. Mamă, ce bine arată. Ce bine arată. Ia bă, Cristi, dă-i-mă cu sare pe el. Ai răbdare. Arde? Nu mai arde, nu? Ia, Cristi, ia dă-i talpul. Mă umplu în gură. Cum e? E bun? E bun, dar frige. Frige, nu? Și-asta. Și-asta arată bine. Oameni buni, poate v-am făcut poftă, dar asta e viața. De-abia așteptam să mănânc. N-am mâncat deloc, că pe anul ăsta porumbi. Dar cine a mâncat? Ai văzut cât e la mare un porumb? 15 lei. Le duc eu cu 10. 15 lei porumbul. Mama, e atâta e. Le duc eu cu 10. Haide. Oameni buni, eu nu mai dă probleme pe aici, am un picior umflat. S-a enervat bicicleta asta, s-a speriat un celofan și a intrat în șans cu mine. E bună? Da. Ia, să vedem ce ai făcut tu, Cristi, aici. Mă!
Da, oameni buni, s-a speriat bicicleta aia de mine. Ia uitați-vă și voi ce am în palma aici. S-a speriat un celofan, a văzut un celofan în marginea străzii. S-a speriat, a făcut spaim, așa a intrat cu mine pe câmp. Și am căzut de m-am spart. Dar asta este, ce să-i faci acum? Să ia, nu mai lăsați celofanele pe drum, că uite, așa moare omul. Mama cum e. Mama cum e, dar nu fătiți deloc, nu? Mama! Mama cum ești prost. Haple! Mama ce bune, marș! Îți dau imediat! Zet! Hai puțin să termin! Amitele, mai dă dracu mâncare la câine ăștia! Nu scris din gură, nu mai lasă-mi doarmă numai, nu mai fi. Păi când ai dat drumul acum la boxa aia, nu mai doarme, nu? Mamă, cum este, mă? Dar nu mai stat. Bun rău de tot. Bun rău. Oameni buni, cam ăsta a fost vlogul. Dar vă pupăm și vă salutăm de aici, de la... Bun, Andreea! La revedere, ne punem și noi să mâncăm, ne mai ducem și noi, ne mai spălăm puțin pe picioare și ne băgăm la somn pentru că mâine iar avem o zi foarte grea. Ne apucăm să facem o grămadă de chestii. În caz că n-ai dat like la vlogul ăsta sau ești nou pe acest canal, nu uita să dai un subscribe, nu uita să ne dai un like pentru că asta ne încurajează să mergem mai departe, un comentariu de încurajare pentru că iar ne face să mergem mult prea departe și să ne continuăm toate proiectele. Vă mulțumim și vă dorim o seară! Bună! La revedere! Bună.